Secretarul american al apărării Lloyd Austin și-a anulat vizita la Bruxelles după ce a fost internat din nou în spital. Oficialul a fost supus mai multor proceduri medicale de urgență legate de unele probleme de sănătate mai vechi. Austin urma să ia parte la reuniunea ministrilor apărării din cadrul NATO, dar și la o întâlnire separată cu aliații pe tema modului în care să continue să sprijine Ucraina în combaterea invaziei Rusiei. Nu este clar când va fi externat, dar și-a transferat atribuțiile spre secretarul adjunct al apărării Kathleen Hicks. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe pe probleme de securitate națională, John Kirby, a declarat că președintele Joe Biden nu își face griji cu privire la posibilitatea ca Austin să nu-și poată exercita funcția după ultima sa spitalizare.